În prezent, în municipiul Suceava se regăsesc 20 de zone de parcare cu autotaxare. Este vorba despre Piața Centrală, Magazin Bucovina, Hotel Bucovina, strada Ștefan cel Mare, Inspectoratul de Poliție Județean, Dorna, strada Nicolae Bălcescu, strada Vasile Alexandri, Vasile Bumbac, Alea Trandafirilor, Anastasie Crimca, intersecția dintre Anastasie Crimca și Alea Trandafirilor, Palatul de Justiție, strada Universității, strada Mihai Eminescu, strada Meseriașilor, Metropoliei, Ciprian Porumbescu și cele două parcări subterane din zona centrală. În ceea ce privește încasările, în anul 2021 s-a încasat suma de 2,2 milioane de lei, inclusiv din abonamente, față de anul 2020, când valoarea acestora a fost de 1,1 milioane de lei. Plățile online au însumat doar 18% din totalul încasărilor pe anul trecut, iar dintre toate zonele cu autotaxare, parcarea aferentă magazinului Bucovina a fost cea mai solicitată în anul 2021, unde s-au încasat peste 220.000 de lei anul trecut. În parcările cu autotaxare din municipiul Suceava, plata se poate face la parcometru, prin SMS, dar și cu cardul bancar, prin aplicația Suceava Parking, disponibilă gratuit pe Android și iOS.